despre indivizi retrași, bine disimulați, mascați, un fel de hunter. N-am timp, n-am modele, n-am... Scriu despre mine. Ah, autobiografia. Mă rog, putem spune și așa. Joacă teatru, scrie teatru și regizează tot teatru. Alex Vlad poate fi văzut pe scena teatrului În Culise din București în producții precum Privește înapoi cu mânie, Aeroport, Anti-Love Story sau Clinica Sinucigașilor. Iar pentru cei care își doresc să facă parte din scrierile lui, Alex Vlad a creat Instant Gratification, un mini-serial care pleacă de la cuvintele scrise de tine. Ce te-a făcut să te îndrepți către teatrul independent și ce ți oferă teatrul independent și nu ți oferă teatrul de stat? Teatrul de stat cred că oferă un fel de siguranță vis-a-vis de lucru, adică proiectele nu se vor opri niciodată. Teatrul de stat va face în fiecare stagiune alt proiect și alt proiect și alt proiect. În partea cealaltă, în teatrul independent, există riscul la un moment dat să nu mai poți face un proiect, din vari motive. Și mai există un plus în teatrul instituționalizat, faptul că există un salariu, mă rog, o sumă de bani, în fine, pe care artiștii ar primi-o indiferent ce s-ar întâmpla. Joc, nu joc, e vară, s-a încheiat stagiunea, etc. Riscul, pe de altă parte, în teatrul instituționalizat, foarte mare, e să apară o formă de plafonare și o formă de mulțumire de sine, cumva, care nu ar mai fi atât de valoroasă, pentru că l-ar determina cumva pe artist să stagneze. Există riscul ăsta, e destul de mare riscul ăsta. Să stea așa, mi-e bine, că joc, că nu joc, poate nu neapărat în prima fază, când e foarte tânăr. Dar după un timp, există riscul ăsta. În teatrul independent, riscul ăsta devine minim, spre invizibil, aproape că nu există, pentru că în teatrul independent nu mai există siguranțele din teatrul instituționalizat. Siguranța financiară. Da, și inclusiv cea a proiectelor. Există în permanență o căutare de noi proiecte, de... Există, da, sigur. Asta e normal, asta cred că se întâmplă absolut peste tot, în ambele părți. Numai că s-ar putea în teatrul independent să fie o căutare mai alertă, poate, sau, eu știu, mai efervescentă, poate, căutarea asta, pentru că există nevoia asta de a căuta un text sau o serie de texte care să fie cât mai interesante, care să atragă cât mai mult, care să surprindă publicul cât mai mult. Pentru că dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, riscul e ca teatrul respectiv, ăla independent, să dispară. Pentru că se autofinanțează. Pentru un bărbat la 41 de ani există doar femeia disponibilă. Ok? Asta e bună. Bine, poftim! Sunt disponibilă! Dar totodată cred că fiecare teatru independent ajunge să aibă un tip de public și no. Spectacolele pe care un teatru le pune în scenă cred că se duc într-o anumită direcție. Așa e, se da. Întâmplă asta și aici, la Teatrul În Culise. Tu cum simți? Care e direcția? Nu există neapărat o singură direcție în secunda asta. Și cred că e o perioadă de tranziție. Real, asta cred că se întâmplă în tot procesul ăsta de căutare, în care sunt implicați absolut toți oamenii. Toată echipa creativă, să zic așa. Actori, regizori, ce-o mai fi. Cumva publicul e atras mult mai mult de comedie. Publicul e cumva atras mult mai mult de facil. Dar cu toate astea, peste tot au loc proiecte care nu se opresc, să zicem, la limitările astea. Și cumva lucrul ăsta se întâmplă și la Teatrul În Culise. Există proiecte care se duc clar în zona asta a comediei, există proiecte care explorează și alte zone. Și atunci ele devin
nu neapărat un experiment, dar atacă poate mai mult psihologic o problemă sau dramatic o problemă. Poți să ne spui și care sunt spectacolele în care te putem vedea? Da. L-aș spune mai întâi, l-aș menționa mai întâi pe care să fie. Clinica, cred. Clinica Sinucigașilor. Asta din cauza că e o performanță, cumva, din punctul meu de vedere, mai are un pic și face 10 ani de când se joacă. Zic o performanță pentru că, cel puțin în România, în proporții mari, nu știu, peste 90%, proiectele din teatrul independent, după un an, doi, se opresc. Adică și-au cam consumat viața, publicul, etc. Lucru care se întâmplă mai rar în teatrul de stat. Acolo pot funcționa proiectele mai mult timp. După asta, privește înapoi cu mânie, Anti-Love Story, Înger căzut la pat, Aeroport, nu știu dacă mai e ceva, ar mai fi Colecționarul, dar ăla nu joc, ăla e doar regizat. Tu, la bază, ești actor. Uh-huh. Când și cum s-a făcut trecerea asta de la actorie la regie de teatru? A existat o vară în care decizia mea a fost aia de a îmi construi un one-man show. Și asta a însemnat să-l fac cu totul. E vorba de spectacolul Actorul? Da, ăla e. Da, ăla, acel spectacol. E mai de mult, nu știu, acum 12 ani, 11 ani, o chestie de genul ăsta. În orice caz, am început să caut texte, am început să lucrez, etc., etc., și m-am modelat, să zicem, sau m-am dirijat cât de cât eu pe mine, cum am considerat la vremea respectivă că ar fi cel mai bine, să zicem. La scurt timp după acel proiect a venit doctoratul, am început doctoratul și întreaga perioadă petrecută la doctorat am încercat să o duc cât mai mult în direcția asta, a regiei. Și în toată perioada aia m-au ajutat foarte multe lucruri prin care am trecut, experiențe pe care le-am avut. Am lucrat la Livada de Vișini și la Stele în Lumina Dimineții, astea au fost principalele proiecte, care s-au lucrat împreună cu masteranzii de la vremea respectivă. La cârma proiectelor era Gelu Colceag. Deci cumva atunci a avut real tranziția. Dar așa gândurile existau de foarte mult timp, de dinainte de facultate. Vreau și eu să simt un pic de entuziasm, ceva. Am o idee. Hai să jucăm un joc. Hai să ne prefacem că noi chiar suntem oameni. Hm? Hai să ne prefacem că noi chiar trăim de adevăratele. Tu ai ajuns să regizezi și spectacolul Privește înapoi cu mânie. Uh-huh. Și e un spectacol al cărui text l-ai și tradus. Uh-huh. De ce ai venit cu o nouă traducere? Pentru că existau la vremea respectivă deja niște traduceri ale lui. Există, e adevărat, toate textele le-am tradus, pentru că traducerile, din păcate, lasă de dorit. Hai să le dăm nota 6 maxim cu indulgență. Deși ele există în librării, în biblioteci, etc. Și motivul este simplu. Foarte multe elemente au fost cenzurate. Probabil aici e un efect al comunismului sau mai știu eu ce. Pentru că traducerile sunt din anii 60, anii 70. Deci oricum înainte de momentul 89. Deci multe elemente cenzurate. Iar pe lângă asta, probleme de traducere reale. În sensul că autorul în textul original scrie dă-mi, te rog, sticla cu apă, traducerea e deschide fereastra. Și atunci e cumva, cred eu, vital, cred că ăsta ar fi cuvântul, ca toate textele astea, mai ales textele importante din literatură, dramaturgie, etc., să capete traduceri noi. Acum, toate. Pentru că am avut experiența de prea multe ori. Adică nu s-a întâmplat o singură dată. Autori diferiți, zone diferite, traduceri proaste. Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor! El este Joker! Iar el este Dei și suntem aici pentru amuzamentul dumneavoastră! Ce spuneți de puțină distracție? Melodii și nebunii! Glumițe și pipițe? Poate că suntem noi de vină, Dariu!
iubito, suntem și puțin nebuni. Și tot în spectacolul Privește înapoi cu mânie, ai și rol principal, îl interpretezi pe Jimmy. E un rol în care te regăsești sau te regăsești absolut doar pe al... Da, nu, absolut. Mă regăsesc foarte tare, adică... frustrările și problemele pe care le are Jimmy, personajul Jimmy, cred că sunt în proporții foarte, foarte mari problemele pe care le are aproape orice tânăr azi, acum, în secunda asta. Din foarte multe puncte de vedere. Dau un exemplu care are strict legătură cu teatru. Apar aproximativ 400-500 de actori pe an. Teatrele nu suportă angajarea pentru că a noi actori. Nu sunt atâtea. Nu sunt locuri, nu sunt posturi, nu. Totul e închis. Toți oamenii ăștia sunt practic intelectuali, să zicem, intelectuali, artiști, au terminat o școală și n-au unde să se ducă. Și evident că apare o frustrare. Plus, după aceea se activează în ei niște motoare din astea, hai să căutăm. Bă, ce fac cu viața mea? Și unii bat pe la uși, unii încearcă, ba cu teatru independent, ba colaborări pe la teatru de stat, ba cei mai mulți dispar. Problema asta nu e 100% identică cu problema lui Jimmy. Dar problema lui Jimmy e din categoria asta, în sensul că e un om educat cu o facultate terminată, dar cu toate astea vinde dulciuri la o tarabă. Ai enumerat câteva dintre spectacolele în care te putem vedea și multe dintre ele sunt scrise de Ștefan Caraman. Aeroportul. Anti-Love Story, exact. Și Înger căzut la pat. Și Înger căzut la pat. Da. Cum te simți în textele lui Ștefan Caraman? Simți că te-a influențat cumva în jocul actoricesc sau poate în scriere, pentru că și tu scrii? În joc, efectiv, ca actor, nu cred că m-a influențat. Nu cred că m-a... Cred că mi-am permis, atât cât am fost eu capabil, la vremea respectivă, să mă modelez, să cunosc, să zicem, atât cât am reușit, esența pe care am încercat să o lase în urmă Ștefan. Mă regăsesc într-o anumită măsură în ceea ce scrie Ștefan. Mi se pare că e foarte uman, mi se pare că e... să zicem, poate fără menajamente multe, mai fără perdea un pic, și zona asta îmi place. Și o apreciez și la alți autori, el făcând parte din categoria asta. Poate că par ok pe din afară. Poate par ok pe din afară. Dar pe dinăuntru sunt praf. Nu sunt nicio brânză. Și femeile își dau seama de asta. Își dau seama de asta imediat. Sunt cinic, sunt distant, nu le iau în brațe, nu plâng la filme. Știu că tu ai jucat și într-un scurtmetraj pentru care a scris scenariul Ștefan Caraman. Și voiam să știu cum a fost experiența ta să filmezi pentru acest scurtmetraj. Ai o amintire de acolo? Cu scurtmetrajul a fost foarte fain. Cred că mi-a plăcut foarte mult că am condus la un moment dat un autocar. Un autocar care arăta ca naiba, arăta în ultimul hal, niște pedale imense, nici nu reușeam, echipa de filmare era înșirată așa pe toată lungimea. Autocarul? Da, pentru că încercau să prindă cadre și nu știu ce, și trebuia să conduc, să cânt niște prostii, e un personaj colorat și ăla. Vili din Superstar. Cei care vor să devină actori, ce șanse crezi că au pentru a intra în teatre? Dacă facultatea e pur și simplu înțeleasă ca o etapă dintr-un proces mult mai lung de cercetare și de căutare, care nu se oprește, etapa, facultatea e doar așa, o deschide un pic portițele și zice, bă, cam pe aici încearcă să mergi, dar nu te opri. Că noi ok, noi te ținem aici pe tine 3 ani, 4 ani, cât te ținem, 5 ani. Te ținem un pic pe aici, printre noi, dar atât. Că nu avem cum noi mai mult, na, nu știu, din vari motive. Dar după aia tu tot aici trebuie să cauți, să inspectezi, să... Deci dacă e înțeleasă așa, și de unii cu siguranță e înțeleasă așa,
Atunci probabil că șansele lor să se dezvolte și să crească și să devină artiști din ce în ce mai bogați, mai complexi, mai cresc, evident, direct proporțional. Și după aia, dacă luptă real să rămână într-un teatru de stat, dacă ei asta își doresc, există șanse real să se întâmple și asta. Bat la uși și la porți, vorbesc cu diferiți oameni, hai că vreau și eu sau nu știu, urmăresc castinguri, casting, când mai apar, că oricât de rare ar fi. E un domeniu oricum care e susținut în proporții foarte mari de relații. Încă din timpul facultății se creează mici grupulețe, mici bisericuțe, ele nu sunt neapărat rele. Se formează în funcție de cum simți și oamenii respectivi. Oamenii ei au șanse mari să lucreze după aia împreună, când termină. De cele mai multe ori se întâmplă chestia asta. Dacă și după aia se leagă alte conexiuni cu oameni care probabil, nu știu, au o vechime mai mare în domeniu, cine știe cum sunt cunoscuți la un festival, la nu știu ce întâlnire, la nu știu ce eveniment. Relații care, iarăși, dacă ele sunt întreținute, iarăși e bine. Pentru că odată ce sunt întreținute, apar niște rezultate. Adică sunt atâtea roluri date la bere. Relațiile contează foarte mult. Și iarăși nu e ceva defazat sau defect. E normal, oamenii au nevoie să simtă că pot comunica real unul cu altul, uman. E important să-ți construiești o echipă cu oameni pe care îi simți că sunt așa, pe placul sufletului tău. Nu, evident, știu. Da, se întâmplă până la urmă fără să vrem. E normal. Și așa cum se leagă uman lucrurile, așa funcționează după aia, pentru fiecare. E strâmt. Haideți, domnule, vă rog frumos, încetați odată prostiile astea, că e târziu. Închideți ochii, puneți mâinile pe piept și zâmbiți odată. Auzi, aparte pe burtă. Iar. Zâmbiți. Bun. Cum ai defini emoția scenei? Cred că în momentul în care se întâmplă procesul ăsta pentru prima oară, pentru cineva, e ca și când, să zicem, pedala de accelerație până la podea apăsată. Pentru că e ceva nou și e wow, toată chestia asta, se uită oamenii la mine, s-au aprins reflectoarele pe mine, se întâmplă lucruri. Și probabil că real senzația oamenilor, în general, toți oamenii, când trec la început prin chestia asta, e o efervescență mare acolo. Dar pe măsură ce trece timpul, descoperirea sau încercarea e de a fi, acum, ca în viață, cât mai simplu cu putință, cât mai firesc cu putință. Dar simți că scena te-a schimbat într-un fel? Presupun că mă schimbă constant. Și probabil că procesul e lent. Adică nu cred că se întâmplă ceva deodată așa. E vorba de modul în care mă apropii probabil de personajul respectiv, personaj. Da, sau de situația respectivă, sau cât îmi permit eu să intru în acea situație. Pe tine ce te împlinește cel mai mult atunci când ești pe scenă și șoci, atunci când regizezi, atunci când scrii? S-ar putea să nu mă fi găsit încă eu până la capăt, eu pe mine, și poate că de asta fac toate lucrurile astea. Îmi plac toate, ele toate sunt în zona asta. Nu am un răspuns real. Mă regăsesc, evident, că altfel, adică dacă ajung în domenii unde simt că nu e locul meu acolo, și de obicei simt asta destul de rapid, sunt aproape convins că aș lua o razna, aș putea să fac poate acel X lucru, dar m-ar afecta puternic, psihic și emoțional. Adică aș acumula frustrări constant, zi de zi, într-una. Deci cumva în zona asta, unde fie joc, fie regizez, fie scriu, fie exerciții de teatru, cursanți, la la la, toate zonele astea îmi plac. Mă regăsesc în toate. E ca o completare. Mă simt foarte bine în tot mediul ăsta. Dar unde ar fi punctul final, să zicem, ca și când m-aș opri din toți și aș face doar un lucru, nu știu care e. Habar n-am. De asta zic, poate că e încă o căutare și în cazul meu, pe partea asta.
Ce ați făcut? Da. Băi, de aici vă dezbărcați. Vă dezbărcați de aici, că nu mă mai fac, gata. Străzile sunt aglomerate și sunt atât de multe case unde rămâne neatins locul unde au dansat. Același loc unde s-au iubit. Încerc acum să pun cap la cap un nou sezon din Instant Gratification. Dacă o să reușesc să fac asta... Dar trebuie să ne spui ce înseamnă asta. E o poveste drăguță cumva. E o idee care s-a născut în timpul pandemiei, pentru că era totul oprit. Am lansat ideea în social media, pe mai multe platforme inițial. Trimitem câteva cuvinte sau expresii sau ce vrei tu și fac un text cu acele cuvinte. Le folosesc pe alea. De la asta a plecat. Și oamenii au fost receptivi la chestia asta și am început să scriu folosind cuvintele. Și evident că îmi trimiteau tot felul de prostioare intenționat. Când și ziceau, vezi că îți trimit aici trei înjurături, o expresie și nu știu ce. I-a zis, ok, perfect, nu e nicio problemă, orice, nu contează. Și m-am jucat așa o perioadă de timp și după aceea am zis, hai să fac chestia asta filmată. Hai să filmez chestia asta. Și am început să filmez chestia asta. Și practic filmam cum zic un text pe care îl scriam folosind cuvintele oferite de la oameni. Și după aia am dus chestia asta un pic mai departe, în sensul că am scris mici scenarii și am început să lucrez cu alți actori și să filmăm împreună mica poveste. A, să faceți niște sketch-uri sau sunt niște... Putem să-i zicem și sketch, dar nu e neapărat un sketch. E pur și simplu... A devenit un mini-serial, doar că acest mini-serial, zic mini pentru că nu e un episod de 40 de minute sau de 20 de minute, sau mă rog, un format din ăsta, să zicem, clasic, ele durează 8-9 minute. Dar sunt de sine stătătoare, adică e o mică povestioară acolo. Păi să-ți trimitem atunci. Da, sigur, cum să nu. Da, da, absolut. Firul poveștilor a fost expus. Iată.